În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În cele ce vor urma, voi da citire la partea a doua din Cuviosul Părintele Paisia Ghioritu, Cuvinte Duhovnicești, volumul 5, Patim și Virtuți. Descoperirea patimilor. Gheronda, mă chinuie propriile mele patimi. Îți dai seama că înăuntru tău există patimi? Uneori îmi dau seama. Asta e bine. Când omul recunoaște că are patimi, se smerește și atunci vine harul lui Dumnezeu. Mă mâhnesc însă pentru faptul că greșesc mereu. Să te bucur că greșești mereu, pentru că ești mândră și în felul acesta te smerești. Dumnezeul meu, să spui, aceasta sunt eu, ajută-mă. Nimic nu pot să fac dacă nu mă ajuți tu să nu deznădăjduiești. Când greșim, ni se descoperă sinele adevărat. Îl cunoaștem și încercăm să ne îndreptăm. În felul acesta, înaintăm pe calea cea bună și nu trăim cu sentimentul fals că mergem bine. Eu mă bucur atunci când văd neputințele mea se manifestă. Când îmi ies patimile la iveală. Dacă nu ar ieși la iveală, aș crede că m-am sfințit, când de fapt semințele patimilor ar rămâne în inima mea. La fel și tu. Când te mâni sau cazi în osândire, e firesc să te mâhnești. Pentru că ai căzut, dar trebuie să te și bucuri pentru că ci s-a dezvăluit neputința. Atunci te vei lupta ca să te izbăvești de ea. Gheronda, când o patimă nu se manifestă un timp, înseamnă că nu mai există înăuntru meu? Dacă vreo patimă există înăuntru tău, ea se manifestă la un moment dat. De aceea, când știi că înăuntru tău se ascunde o patimă, trebuie să fii atentă. Când știi, de pildă, că afară de chilia ta se ascunde un șarpe, dacă ieși afară, vei arunca o privire între acolo și vei fi atentă ca nu cumva să te muște. Nu ești în pericol când știi că șarpele se află acolo și ești atentă când iese ca să-l omori, ci ești în pericol atunci când nu știi că se află acolo și pășind tu fără grijă, el poate veni să te muște. Vreau să spun că este un lucru primejdios ca omul să nu se supravegheze pe sine și să nu-și cunoască patimile. Când cineva își cunoaște patimile și luptă împotriva lor, atunci îl ajută și Hristos la dezrădăcinarea lor. Gheronda, nu cumva trebuie să mă nevoiesc fără să mă preocupe faptul că m-am îndreptat sau nu? Nu cumva am îndreptat ține de Dumnezeu? Da, să te nevoiești și să te lași și să le lași pe toate în seama lui Dumnezeu, dar să te cercetezi și pe tine însuți, ca să vezi unde te afli, ce faci. Vezi, medicul caută mai întâi să afle cauza de la care provine febra și apoi ce medicament să-i dea bolnavului ca să-i scadă febra. Adică din clipa în care omul începe să-și vadă slăbiciunile. Trebuie să intre înăuntru său neliniștea cea bună, ca să se lupte să le corecteze. Eu mă cercetez pe mine însumi și văd că am aceste slăbiciuni. Îmi urmez nevoința și mă cercetez iarăși pe mine însumi. Până ieri aveam slăbiciunile cu tare și cu tare. Am tăiat vreuna din ele? Unde mă aflu în ceea ce privește acea patimă? Iar apoi spun lui Dumnezeu, Dumnezeul meu, fac ce pot, dar ajută-mi tu ca să mă îndrept, că singur nu pot. Se poate ca un om să nu aibă puterea de a-și vedea patimile? Când omul este sensibil, Dumnezeu nu îngăduie ca el să-și cunoască patimile dintr-o dată, căci pe cel sensibil îl ispitește și diavolul și îl aruncă în deznădejde. De ce ai această patimă, îi spune? De ce ai făcut lucrul acesta? Și cum l-ai făcut pe acela? Deci nu te vei mântui. Și așa poate sfârși la psihiatrie. Sprijin patimilor este mândria.
Gheronda, ce se întâmplă atunci când un suflet se nevoiește ani de zile, dar nu vede nicio sporire? Când nu vedem vreo sporire în nevoința noastră, înseamnă că fie nu avem trezvie, fie Dumnezeu nu îngăduie să înaintăm mai mult ca să nu ne mândrim și astfel să ne vătămăm. Gheronda, după cum o văd pe mine însă, îmi devin pe zi ce trece tot mai rea. Ce se va întâmpla cu mine? Ascultă bine, cuvântato, există trei stadii. În primul stadiu, Dumnezeu dă bomboane și ciocolate, fiindcă vede neputința și neputința sufletului. În al doilea, El își retrage puțin harul său pentru a ne înțelepți, pentru a înțelege omul că fără ajutorul său, nu poate face nici cel mai mic lucru pentru a se smeri și a simți nevoia să caute scăparea la el. Al treilea stadiu este o stare duhovnicească bună, permanentă și statornică. Tu te afli între al doilea și al treilea stadiu. Înaintezi puțin, apoi uiți de neputința ta. Hristos își trage harul său, te dezgolești de harul dumnezeesc, îți vezi din nou neputința și îți revii. Dacă mi-ai spus că pe măsură ce înaintezi ești mai bine, m-aș fi temut, căci aș fi văzut că ai mândrie. Acum însă, când spui că te vezi pe tine însă tot mai rea, eu mă bucur pentru că văd că ești bine. Nu te teme, cu cât înaintează cineva, cu atât își vede mai mult lipsurile și nedesăvârșirile sale. În aceasta înseamnă sporire. Se poate ca Dumnezeu să nu mă asculte atunci când îi cer să mă ajute să mă izbăvesc de o patimă? Oare Dumnezeu nostru este Baal? Dumnezeu aude și ne ajută. Se poate să nu-i simți ajutorul, dar cauza nu este Dumnezeu, ci tu însăți, ca una care alungi ajutorul lui cu mândria ta. Dacă nu ar exista pericolul de a ne lua în cap și a ne mândri, e cu neputință ca Dumnezeu să nu ne ajute. Bunul Dumnezeu vrea să ne izbăvim de patimile noastre, însă nu ne ajută ca să ne izbăvim dacă avem mândrie sau predispoziție spre mândrie, căci altfel am crede că am reușit fără ajutorul lui. De aceea, atunci când îl rugăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră să ne ajute să ne izbăvim de o patimă, iar El nu ne ajută. Trebuie să înțelegem îndată că în spatele acestei patimi se ascunde o alta mai mare, care este mândria. Dar, fiindcă nu avem mândria, Dumnezeu lasă să rămână acea patimă, care se vede cum ar fi de pildă lăcomia pântecelui, flecăreala, mânia și celelalte ca să ne smerim. Iar când ne scârbim de patimile noastre, din pricina căderilor continue, când ne cunoaștem neputința și ne sperim, atunci Dumnezeu ne ajută și urcăm trepte duhovnicești câte două odată. Patimile se dezrădăcinează ușor cât sunt fragede. Gheronda, văd că am patimi multe. Da, ai multe patimi, dar ești și tânără. Și ai și bărbăție și de aceea poți lucra ca să scoți din grădina ta spinii și să plantezi crini, zambile, trandafiri și să te veselești apoi stând în ea. Acum cât ești tânără, patimile sunt fragede și se dezrădăcinează ușor. Vezi și buruienile sălbatice, chiar și spini să fie, se dezrădăcinează ușor cât sunt fragede, în vreme ce atunci când cresc, se întăresc și cu greu le poți prinde ca să le dezrădăcinezi. Și urzica, când scoate primele funze, nu se deosebește în finețe de busuioc, poți să o apuci și să o miroși, pentru că este fragedă. De aceea să te sfătuiești să-ți dezrădăcinezi patimile cât ești tânără, căci altfel, dacă le vei lăsa, sufletul tău va fi robit de felurite dorințe și îți va fi greu să te eliberezi de ele. Aceia care nu își dezrădăcinează patimile de tineri
suferă mult la bătrânețe, deoarece îmbătrânesc împreună cu patimile care devin rele, vechi, greu de vindecat. Omul, cu cât înaintează în vârstă, începe să-și iubească patimile. Ajunge la vârsta dragostei, afecțiunii și devine și mai îngăduitor față de sine însuși. Slăbește și voința, iar lupta împotriva patimilor devine și mai dificilă. Tânărul are vioiciune, dacă valorifică această vioiciune spre dezrădăcinarea patimilor, sporește. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă!